Comuna Prahoveană Puchenii Mari a reușit să-și asfalteze toți cei 50 de kilometri de drumuri din localitate, cu excepția unei străzi cu o lungime de circa 700 de metri, care va intra în curând în execuție. Mai mult, acum s-a trecut la modernizarea străzilor asfaltate deja, care vor avea atât podețe cât și canale pentru scurgerea apelor pluviale. Domnule primar, la începutul anului viitor veți începe lucrările la cei 6 kilometri de străzi pe care îi aveți aici asfaltați, dar începeți modernizarea. Da, așa este. Vom asfalta 6 kilometri de drumuri, mai bine zis, modernizăm 6 kilometri de drumuri. Asta nu înseamnă că drumurile sunt neasfaltate, sunt unele din ele asfaltate și o lungime de numai aproape un kilometru nu este asfaltat. Suntem în stadiul licitației, pe care o repetăm din diferite motive tehnice, iar anul viitor sperăm ca în primăvară să începem lucrarea. Și cam cât va dura? Nu va dura mult, nu e o lungime așa de mare, e o lucrare, e adevărat, de importanță, dar sunt firme puternice, sunt firme cu potențial care pot executa lucrarea foarte repede. Deci anul viitor va fi finalizat. Lucrarea va costa 1 milion de euro, banii fiind acordați pe un proiect al Planului Național de Dezvoltare Locală. Cei 6 kilometri de străzi care vor fi modernizate sunt din toate satele comunei Puchenii Mari. În ghidul de finanțare a proiectului era obligatorie includerea în modernizarea drumurilor care duc la obiective sociale, culturale, monumente istorice, precum și la societăți care au accesat fonduri europene. Până acum, primăria a mai modernizat 10,5 km de străzi din comuna Puchenii Mari, lucrările incluzând podețe și canale de scurgere, ne spune primarul Constantin Negoi.